Printre cei care vin cu legume în piața din Târgu Jiu sunt mulți oameni în vârstă. Și-au făcut cruce când au auzit că trebuie să completeze declarația că nu vând substanțe interzise. Însemneze care le tineretul și care le folosesc, dar noi suntem de la țară, nu ne ocupăm noi cu drogurile, nu e cu verdeață, cu zardavață, bine așa. O femeie care aduce zilnic marfă în piața din Târgu Jiu bănuiește despre ce ar fi vorba. Își amintește că nu mai cultivă de mult cânepa din care își țesea covoarele. Socrii mei punea cânepă în grădină, îmi făcea pături, preșuri de cânepă, că aia bătrâni nu știau, dar cu tineretul descoperi multe. Cumpărătorii cred că măsura e exagerată. Nu cred că țăranii ăștia se... Pretează la așa ceva. Dar țăranii pot ieși? Țăranii nu, în niciun caz. Oamenii sunt cu necazurile și cu sărăcia lor. Primăria susține că hotărârea a fost luată la cererea agenților economici. Ne-au sesizat faptul că doresc să dea doar o declarație pe proprie răspundere, să nu mai dea o declarație notarială care să implice și drumuri în plus, și belocație în plus, și cheltuieli în plus. Din 2011, comercianții din Târgu Jiu erau obligați să aibă un act notarial în care să menționeze că nu vând substanțe interzise. Acum vor completa doar această declarație pe proprie răspundere.